Bă, hai ca să zic, asta e părerea mea, poate e greșită, nu știu. Cei mai curajoși bărbați, de adevăratele, sunt pompierii. Uite că acum m-am inspirat de la o știre. Dar de fapt eu știam asta de înainte. Păi cum pula mea se întâmplă? Chiar și în armată, când ești în război, oarecum ești apărat, ai arme de apărare. Mamă, ce pula mea faci când te arunci în focul ăla? De căcat! Te arunci, ai băga mea și pula! S-aruncă ăla! Nu știu, nu cred că aș putea face chestia asta. Sau poate aș face-o. Au ei un costum de la de protecție, dar trebuie să aibă viteză maximă și trebuie să detecteze imediat unde e copil, unde e baba, unde e moș, unde e pula mea, sunt demenție. N-au nici chefum, a, nu pot respira, focul, tu știi cum pula mea e într-o cameră? Păi o ia la îndaia. Sunt sute de grade Celsius. Și trebuie să intri în viteză maximă, plus că poate să-ți vină tavan în cap. Trebuie să mai și spargi pe ca mea și pula. Aha, ăștia trebuie să facă ceva. De fapt, ăștia sunt cei mai curajoși. Își riscă viața imediat. De ce? Ca să salveze vieți. De fapt, nu-i interesează. Se aruncă, uite așa. Aaaa! Trebuie să gândească cu viteză maximă și alea. Și ce pula mea? Are un costum de protecție, ceva, cât de cât? Te-ai dai seama că în pula mea să fut. Nu rezistă la atâta. Focul ăla câteodată poate fi așa. Aaaa! Și trebuie să-i detecteze pe aia, nici măcar nu-i vede. Deci trebuie să inventăm pentru pompieri alte sisteme ca să poată să vadă pe un foc. Păi cum? Uite așa. Eu socot, cred că poate să vadă și pe un foc și pe un fum. Dar stai să mă gândesc eu la ceva. Pa.